gura humorului. Acest oraș minunat. Aici m-au prins eclipsa din 2002. În 2002 tu aveai 6 ani. Unii erau în fașă când eu cumpăram de la poștă ochelari de aia ca să te poți uita la soare. Și ia uite acum ce mi-a rezervat mie viitorul. Să vin cu un șoarec. Everybody. Bună dimineața. Hai să fie bună. Bă, de ce mă pui mă pe Insta Story? De ce te trezești tu dimineața și mă pui pe Insta Story? Dar cum să te trezești la 4 dimineața, îmi faci un Insta Story cu mine când dorm? Nu, te rog, nu mai pot să stau în picioare. Te rog. Uite, uite, uite bicicleta ta. Mi-e gentuța? De ce, tu nu poți să o cari? Nu! Rachiu, bai! Ce faci, Iezu, mă? Dormim, bă, ok. Ați dormit? Ai dormit, șoarec? Da. Da, sigur. Da. Și ăsta, zici că e din alt hotel. Deci baia și liftul, zici că e din alt hotel față de hotelul propriu zis. Arată diferit. Păi da, dar ok, gen, nu e... Da, da, da. Frumos. Frumos. E frumos, dar eu mă întrebeau, ultima, cu câta aparatura de televiziune după mine. Cum dormeam? Cu gura cascată. Unde? În mașină, unde? Tu m-ai pus. Cum ea te-a pus? Au? Păi ia, s-o trezit și m-a filmat și m-a pus pe internet. Da, nu, păi, dar noi te vedeam live, ce suntem mai... Aici? Pe parter. Da, nu, aici aveai gura închis. Mamă, că dormeam frumos. Da. Harta asta frumoasă. Unde găsești căprioare? Păuni? Suntem aici? Unde mergem acum? Mai știi, Max, când am fost da. La... De... în nordul Moldovei, la mănăstiri, de ziua mea. Pic cât mai e? Mai e un pic. Mai e un pic. Șoarec? Șoarec? Ce mi-ai cadou de ziua mea? Nimic. Cum nimic? E, nimic. Un tricou. De la de-al tău stau. Căutător de fericire. Cel mai prețios cadou să fie de la Flic, cu rimele... Într-o ramă. Microfon mai mare găsesc. Nu. Uite poneiu. Poneiu! Poneiu! Uite capra, uite porcu. Uite porcu. Toruș dobre a ajuns la probe. Da, ta Insta story-uri, poze, meme-uri. Miei la tavă. Haide bă, gata. Ce faceți, mă? Cam bine? Fac mă pun pe jos acum aici. Cam bine, dar eu mă întreb. Șoarec, te-ai asortat cu scaunele astea? Ha? Știai tu ceva, iau. Faci parte din peisaj. Urmează să zic iar că nu mai vorbesc cu tine și urmează să nu mai vorbesc cu tine. Ce în aici și până ne pune acolo. Ce vă punem un monitoraj? Și să vă faceți treaba, băieți, cum se cade. Stai că-mi sună... Ceasă. Ursul îmi zice, bă, nu mi-a venit. Trebuia să-i vină lui ursul. Ce-ați găsit? Ați găsit o pisică aici? Ne-am ajuns la probă, iar fetele au găsit o pisică. Să vedem ce face să pic. Dar eu mă întreb, vrei să vezi ce tricou am pe mine? Da, da, de piele. Dar eu mă întreb. Dar de ce? Zi, Max, ești mulțumit de sonorizarea asta? Bă, aproape. Aproape sunt. Vezi că mie îmi place. Ia uite. A venit și ea la concert? Da. Măi, ce faci, mamuță?
săraca, îți dai seama că ea. Bă, e speriat, ești nebun. O luăm la București? Bă, aș lua acasă, dar mai am una. Mai am una? Da. Ia uite. Ce faci, mă? Dar ce speriat e să mă arăci prea. Păi după boxele astea, ce crezi? A, bravo. După gălăgia asta... Asta e capacitatea pur care o să ne arăt de seara? Sau din pâine acolo? Noi pe aia trebuie să lucrăm. Gen și prin față și prin scenă, da? Deci pare incredibil să o fondim sensibil. Nu-i mulțumesc ușor să vă arăt bibi. Dacă văd frumos să te pură, ne cedez la bibi. Mă uit dacă mură până memorie și știi. Ceea ce am și eu cu coația. Elipsețe să ia din fața mea. Fața care pică, a fața grea. E pe față, deci face fața mea. Nu știu cine nu mi-a face fiara mea. Să mă place, orice mare mândă face. Dau deci mai încet, te dau din mixer mai tare. Ia. 3. Că n-am ce să-i fac, fac zgârii. Pisicuțe, pis, ce tristă e, fui! După cum puteți observa, eu apar cel mai puțin în vlogul meu, dar n-are nimic. Contează să vă arăt perspectiva mai POV. Îți place să cânti? Da. Mult? Da. Te-ai îndrăgostit de treaba asta? Da. O să faci asta toată viața ta? Da! Gata și probele, mergem să mâncăm. Formație, hai dai. Hai măi, hai fetele înainte. Căcatul ăsta. Hai fetele înainte. Hai. Femeile, cedăm. Hai măi, intră mă. Cedăm locul la femei. Hai mă, te rog frumos. Hai mă, tei, doamnele. Intră mă. Hai mă, că doamnele. Femeile. Hai, ladies mă, first. Babo. Adică, doamne, te rog frumos. Bine, vă mulțumesc. Bine, dragilor! Adevăr că am dat mintea copchiilor de când cu șoarecul ăsta. Am lovit rău la dege și tu n-ai nici măcar scuze. Păi te-ai lovit, nu te-am lovit. Că dacă te loveam, încerci, iartă-mă. Hai să ne fie de bine. Mergem să luăm niște lapte, să ducem la pisica aia. Ca să nu moară de foame până de seară. Până îi găsim stăpân. E închis la spa? Ce vrei să faci spa? Chesche spa. Chesche spa. Da, am văzut că e saună. 30 de lei, 3 ore, ești nebun. Păi da? Face. Vrei să faci saună? Vrei să faci saună? Vrei să faci saună? Păi n-am costum de baie la mine. Gata, șerifilor, mergem la concert. Ne întâlnim cu toată lumea în lobby-ul hotelului, după care mergem să procedem, să ne facem meseria, pentru că de asta am venit aici. Sărmâna! Venită în Bucovina! Sărmâna! Cred că aici fie lumina. Aplauze pentru voi! Bravo! Bravo! Dar nu mă pot abțin, știu că-ți convine, mă faci doar din vorbe. Vă mulțumim foarte frumos, aplauze pentru Ștefania! Uite, ia și pe apă de acolo, că-ți că ai dansat, ai dansat. Ok, bine! Oh!
dacă mi se cale are. Nu niște el căperile, cât în safari o vedesc până în lari. Când s-au dat mare, dacă începe să vedem ce nu se mai termină și să nu îmi plac zile care se termină. Ia zice că aci faci, scuze, dar n-ai cum să nu-i remarci. Nici unde-a tot sângele, noroc că-ți vloge lași. Tu ești la rețeta pentru boala în care mă bagi. Ești cum să vină pompierii, jurul tot toți indienii. Și nu suntem în iuteli, tu ești ca toate celelalte care capau la serii. La umbra serii, cum cu toți amărășterii. Ești o fată fină și ți-ai găsit naș. Nota de plată vine, dar am dosicaș. Să ne jur că mergi cu mine, să-ți arăt oraș. Și-am ieșit la gura humorului, uite unde era și eu. Atunci când ești la agăța, când ești da, când ești nu, niciodată cum vrei tu. Auzi, doar lasă-mă-mi place. Auzi, doar lasă-mă-mi place. Scuze-mă la umilor. Da. A fost bine. Bravo, fetele. Bravo. 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 Mie nimeni bravo. Haide. Bravo. A fost foarte tare. S-au auzit bine oamenii, a fost exact cum ne-am dorit noi. Concertul s-a terminat, am ajuns la hotel. Vă mulțumim frumos. Eu sunt cel mai fericit pentru că am dat pisica aia. I-am făcut rost de stăpân. O adoptat-o o fată, am uitat cum o cheamă. Trebuia să facem poză, dar am uitat. Așadar, și prin urmare, ne vedem data viitoare, adică mâine, când ne trezim. Drumul către casă, către București. Am luat-o la pas cu parcat asta mașina în capătul silozului. Emma, ce zi? Am zis că Emma. Fiecare la scara lui, mergem la București, până atunci oprim la Bacău. Să-i văd pe ei mei un pic, mi-au făcut plăcinte. Cum ieri? Am ajuns în satul Săucești, județul Bacău. Păi tu crezi că tata-i fraier, bă? Aleu! Da, seamănă, uite-l. Pe tătânul. Uite cum așteaptă el. Tătii! Oameni, ce mie! Bună ziua, Cezar, îmi pare bine. Filozof Max. Ce ziceți? Hai. Ce faci, Dan? Vreți trimut la Tăucești aici? Nu! Îmi place așa, dar să vin 2-3 zile. Da? Dar când ai fost tu ultima oară 2-3 zile? Ia. Bă, dar de ce mănânci? De ce nu aștept să mănânci oameni, să mâncăm toți? Dar gust. Uite, vezi asta din lemn, totul din lemn. Păi da. Și le-a luat ceva să se gândească să facă roțele astea subțiri, știi? Ca să se miște mai repede, mai bine, dacă intră în noroi, știi? E mai simplu decât una lată. Gata, domn inginer. Gata, am furat proiectul.
Toată lumea e pe iarbă la grătare. Carla's Dreams la să ucești. Ia uite, pa, pa, pa. Op, op. Am mâncat prea mult. Da, câinele nu. Câinele, știi cum îl chema pe câinele meu? Cum îl chema pe câinele tău? Durduc. Durduc. Mare tomberonez era. Durduc. Și l-a bătut cu câine. Că era durduliu așa, durduc. Brazul ăla, ca negru. Și pe aia s-o transmute la urmă. Ce e minciună, spune? Da. Unde e spune? Nu știu că e. Plăcinte! Hai la plăcinte! Plăcinte! Salutări familiei și la toți! Pa! Mulțumesc frumos! Da. Sănătate la părinții voștri. Pa, mulțumim la fel. Da? Ne vedem săptămâna viitoare. Le spuneți că au niște copii extraordinari. Da. Mulțumim. Sâmbătă. Da? Da, nu știu ce okay. Să rămână, să te reiți. Hai, drum bun, să vedeți. Gata, vă pupăm. Pa. La revedere. Pa. Mi-e dor de mie. Și mie de mami și de tati. Nu plânge. Am făcut bagajul și-am plecat departe. De probleme, de gânduri, nu mă uit în spate. Am plecat în lume, e pe bună să-mi urmez visul, să ajung pe cea mai înaltă culme. Sunt liber și fac tot ce simt. Am un drum de parcurs, visez la el de mic. Nimic nu mă oprește să nu-ți pare rău. Vei ajunge să fii mândru de copilul tău. Gata, am plecat de acasă. Cu siguranță mama plânge acum. Și bătă. Și tata nu plânge, dar e supărat. Eu da lacrimiarele! Mi-a intrat geana asta falsă în ochi și mă zgârie. Dar o să mai venim săptămâna viitoare pentru că avem concert la Vatra Dornei și când ne întoarcem mai trecem să-i vedem. Pentru că până la urmă asta e bucuria lor. Să stea cât mai mult cu copiii și să bucure de ei. Mai ales că îi vedem foarte rar. Gata, mergem la București. Ne odihnim astăzi și după aia reîncepem treaba. Gata, șerif, am ajuns acasă. Am ajuns în București. Fiecare la scara lui. Vă aștept în următorul episod. Pentru mai multe imagini puteți să intrați și pe vlogul Ștefaniei, pentru că o să vedeți și de acolo multe alte chestii pe care nu am putut să le surprind cu această cameră. Vă pup și vă apreciez. Pa!